Liga 1, Chindia Târgoviște, FC Botoșani, vineri, ora 17:30, Digi Sport 1. Liga 1, CS Mioveni, Dinamo, vineri, ora 20:30, Digi Sport 1. Andreea Prisăcariu, debutantă în echipa României, a oferit un moment amuzant la conferința de presă premergătoare jocului și a continuat cu momentele inedite în preiua primelor meciuri. Galerie foto. Mesajul Andrei Prisăcariu înaintea confruntării România-Polonia. Pe pagina de Facebook, Andreea Prisăcariu a amintit de bătălia câștigată de Ștefan cel Mare cu polonezii în 1497, de la Codri Cosminului. Pregătită pentru bătălia de la Codri Cosminului, partea a doua, color, a fost mesajul transmis de Andreea Prisăcariu. Alături de Andreea Prisăcariu, din lotul României mai fac parte Irina Becu, Mihaela Buzărnescu și Andreea Mitu. Programul meciurilor Polonia-România. Irina Begu o va înfrunta pe Magda Linet, vineri, de la ora 14, în primul meci de simplu din cadrul întâlnirii care opune echipele feminine de tenis ale României și Poloniei, la Radom, în calificările competiției Billie Jean King Cup. Irina Begu este condusă de Linet cu 3-1 în meciurile directe, dar victoria româncei a venit în ultimul duel, anul trecut, la Cleveland. În al doilea meci de simplu de vineri, Mihaela Buzărnescu va juca împotriva liderului mondial Iga Swiatek. Acesta va fi primul duel între Buzărnescu și Swiatek. Sâmbătă, de la ora 12, sunt programate celelalte meciuri de simplu, Begu, Swiatek și Buzărnescu, Linet, precum și meciul de dublu, Magdalena Freia, Alicja Rosolska, Andreea Mitu, Andreea Prisăcariu. Begu și Swiatek s-au întâlnit o singură dată, anul trecut, la Wimbledon, poloneza câștigând categoric în turul al treilea, cu 6-1, 6-0. Buzărnescu are 2-0 în meciurile cu Linet, pe care a învins-o în 2010, la Vic, și în 2018, la Strasburg. Andreea Prisăcariu și Andreea Mitu vor face pereche în premieră. Adversarele lor vor fi Magdalena Freia și Alicja Rosolska, alături de care Mitu a evoluat anul trecut, la Ostrava. Din echipa Poloniei face parte și Maja Kualinska. Etichete Polonia-Romania, Andreea Prisăcariu, Billie Jean King Cup. Urmărește știrile Digisport, roșii pe Google News.